Nu, oricum în zilele astea am avansat la modul ăsta. Că nu... Și dacă dădeai votul ăla Ionuț de care ziceai la Caterinca, pe mine nu m-ar fi deranjat. Dar nu avea nici în sens să fac asta. Mă gândesc numai dacă vrei să mă enervezi. Nu, da, nu se chiar așa. Am trecut peste părticica asta. Și mai ai părticele mai mari? Nu, acum timp o să rezolve cumva lucrurile între noi, cred. O să rezolve sau o să facă să fie mai greu? Nu e nimic că, de rezolvat, eu cred că suntem bine. Eu cred că dacă am stat noi o zi întreagă, numai noi doi, dacă ni s-ar da un date de noapte... Înțeleg. Fără să, nu neapărat să dormim împreună, că nu la modul ăsta mă refeream. De aici. Uite. Hai că-mi dau pe pantalon. Claudiu, ce faci? Foarte bine, doamnă. Cum sunteți? Bine. Mulțumesc. Cum ți se pare Bianca astăzi? Foarte fericită. Văd că m-a ascultat. Te-a ascultat? Din mesajul pe care l-am trimis. Păi s-a ridicat glicemia. Deci crezi că te ascultă, de fapt. Îți urmează sfatul. Exact. Nu o spun să mă asculti la modul acela ca ordin. Să-mi ia sfatul în considerare. Am luat. Cred că ar vrea să-i dai și un ordin din când în când, așa. Așa, Bianca? Ascultă, n-am Bianca zis de... asta, dar dacă considerați că am nevoie... Așa, să fii mai puternic, să fii mai... Gen regele, dacă înțelegi tu. Da. Nu știu, am auzit aici o discuție în casă cu fetele, nu știu. Era despre așa George mai... asta, doamna Andreea. Despre George era? Da. O, Doamne, am crezut că e despre Claudiu. Nu, în niciun caz, încă nu. Da, ce discuție e despre mine? Despre George era, Larisa? Ce discuție? Nici tu nu știi. Nici eu nu știu, tu ai fost în discuție și nu știi. Nu mai știu. Vreau și eu să știu. Doamne, suntem la televizor. Da, când eram la masă. Da, eram toate la masă și am discutat despre asta. A spus ceva de genul, nu mai țin minte ce fata a spus, că în momentul în care vorbea George, a vorbit Laurențiu și George n-a mai vorbit. Și de acolo a mai terminat. Păi normal că... A intervenit Laurențiu și el a zis, lasă-mă să spun. Da, și n-a mai zis. N-a mai zis. Da. Trebuie să întâlnești mai mult, George. Am educația asta, să las oamenii să vorbească. Ce ai, nu? Nu am nimic. Dar știi că trebuie să te pup aici. Știi? De ce? Da. Acum ești mai bine? Da, o să te mai plată. Și mai sigur? Mai sigur? Sunt tot acolo, sunt bine. Eu cred că am avansat cumva. Ce? Mai, cum ziceam, cum ai zis și tu, am fost la cameră roșie cea cu tine și prietenește. Jur că n-am avut niciun fel de emoție. Puteam să stau, cred că, și ora aici cu tine. Dar cum ai zis tu, acum ai din altă perspectivă. Și eu zic, sincer, când am intrat aici, mă luam niște emoții de... Nu știu cum să te mai aștept. Mă așteptai de mult? De vreo 20 de minute. Nu e adevărat. S-a dat pe televizor sau te ocupai cu altceva? Nu, eram acolo și când am văzut... Dar știi care treaba? Că de multe ori cu ce s-a mai zis aici în casă... Nu știu, când ești cu o persoană dragă, ție te pierzi așa cumva. Ți s-a întâmplat și ție? Mă pierd acum, că eu zic sincer, eu încă sunt emoționat. Ce râde, Radu? Eu râdeam de altceva. Aia cu... Doamne, suntem la televizor. Avem un pupi. Nu cred. Wow, azi chiar e mult mai roșie. Te obraz. Ah, da. Cum e Bianca, așa e Bianca. S-au pupat? Nu. Vrei dau să spun? Pe gură? Aduceți-mi, vă rog, mesajul de la Claudiu să-l mai citesc o dată. Pupic. Eu nu cred, așa nu care. Nu un sărut. E bine. Dar cine l-a inițiat? Vreau să vă reluarea. Inițiatorul. Vă am prins. Are gumă. Are gumă oricum. Cine? Laurențiu. Ce voiați să faceți și v-am întrerupt? Bună ziua. Bună ziua. Doamna Andreea. Ce vrei să facem? Doamna și vagabondul. Bă, ce de norociți, bă, uite cum stă. Lorena, mă bucur că mi-ai ascultat sfatul, bravo! Ce sfat ți-a dat? A manifestat Lorena cât da, trebuie. Noi am pierdut ceva. I-am spus să lase inhibițiile, să treacă la treabă, bravo, Lorena!
Da, de cât timp ne urmăriți? De foarte puțin timp, dar am fost anunțată că s-a întâmplat ceva drăguț, interesant și am zis să surprindem și noi. Și știți că mie îmi place să repet așa un lucru, ca să iasă, ori să iasă mai bine, ori pur și simplu, nu știu, că nu l-am înțeles. Laurențiu! Laurențiu! Da. Îmi recunoști și mie o chestie? Radu, nu Bine. Acum! A, Radu, te rog. Nu, Radu, dacă vezi tot. Că am, vorbesc, lasă-mă! Așa, mă scuzați! Laurențiu, Lorena, da. Știți că mie îmi place să repet așa, să iasă mai bine, să iasă mai... Și, dar acum nu e cazul, ci pur și simplu robotul de acolo de la voi din Camera Roșie s-a emoționat și a început să tremure și nu n-a văzut. Trece ce ai luat. Da, nici nu știu cine se uită la noi. Toată lumea. Bianca se uită, să știi. Mama ta. Toată lumea, ne scuzați, mulțumim, ne retragem, ne mai uităm. Faceți ce vreți în continuare. Doamne, vrei, nu cred, dar eu nu cred că e real. Cum adică? Dar noi am spus aici că noi nu credem că se potrivesc. Ce ai zis? Să ne potrivim? Da. Ieri nu am spus același lucru. Cine, Cristina? Și dar din ce punct de vedere? Larisa. Am spus și aspectual. Și păi acum n-ai niște brațe de 40 ca să ne potrivim aspectual. De ani. Ce de ani? De 40. 40 ca centimetri. Am. Știi ce vreau pentru ăsta 10 zile? Nu mai fiți. Ce? Zici ce vrei. Am nevoie de o tablă cu exerciții. Și o să ți-o dau? Da. Eu? Da. Sunt leneș de săvârșit. Dar nu-ți place să sar pe vârfuri. Ai zis că nu e bine, acum convinge-mă că e bine. Și ce era în curios? Ce? Cum să ai? În pijamale, în echipament de sport? Pijamale. Ce pijama ai? Pijama. Și cum, te trezești și te-ai pus să-ți operi? Exact. Și simți că te-a ajutat cu ceva? Da. Ce? Era bine pentru circulație și pentru atunci când, nu știu, ai abdominul prea umflat sau ceva de genul. Da? Și ce vrei să scrii pe tablița aia? Ceea ce trebuie să fac în fiecare zi. Ce, Bianca, ți-e cald? Te-a luat durerea de cap mai tare, Cristina? Pentru Bianca! Bianca, ți-e rău? Nu, ești bine? Ce părere ai, Claudiu? Urmezi sfatul lui Claudiu 100%? Sunt optimist. Doar râzi? Doar din cauza... Dar ce să zic? S-a pupat la Orențiu. Nu știi. Cum te zic? Claudiu, nu ești gelos? Eu gelos? Asta pe tine, Lorena. Lorena, cine să fiu? Bună dimineața. A fost o scenetă? Da. Nu e real. Wow. Hai, Bianca, wow. Deci cumva geloasă asta puțin? Asta totul s-a făcut pentru mine. Wow. Minte ia pe cate. Wow. Dați-mi pace, vă rog eu. Nu mi se pare ok ce s-a întâmplat. Nu se poate. Bianca, parcă susțineai apropierile. Ce faci? Nu astea. Te îngroapă colegul? Nu astea. Dar ce au apropierile astea? Sunt foarte drăguțe. O să zic Robert și Mihaela până la final. Are febră. Acum Larisa și George, dar încă nu-s cuplu. Când o să fiți cuplu... Băi, știi care treaba? Uite, dacă tot am zis că cumva casa asta iubirii nu... Că nu-i tocmai cel mai favorabil mod pentru mine să mă apropii de cineva. Dar eu cred că dacă ne pune aici, nu ajungeam să te pup și nici să mă apropii cumva de tine, sincer. Chiar cumva cred că ne-am împins așa de la spate, okay. Dar tocmai pentru treaba asta că nu... ne putem cumva descurca noi doi. Dar nu ai fi simțit să faci lucrurile astea sau pur și simplu? Da, îți răspund, după aceea trebuie să răspund și tu. Sigur. Răspunde primul. Mm-hmm. Băi, ăla cum sunt eu ca persoană, uitați și pas și la des, sincer să zic. Dar știam că nu-i cazul și n-am vrut să te sperii niciun mod. Așa că stau rezervat. Ce trebuie să-ți răspund eu la aceeași întrebare? Dacă ți-a plăcut sucul ăla, dacă... Nu. Mai vrei să spun? Și eu am simțit, nu știu, la date-ul pe care l-am avut, chiar și am repetat de multe ori că am simțit că am fost foarte apropiată de tine, dar nu era momentul nici asta atunci. Zic. Și ceea ce a spus și Bianca înainte, am manifestat și am spus așa, dacă ar fi asta... Ai manifestat tu? Am manifestat, dacă asta ar fi ultima zi în casa iubirii, mi-aș fi dorit acest lucru. Așa că... Da, ai manifestat tu asta? Manifestat. Da, tu... Trebuie să merg. Ce? Trebuie să merg la asta. De ce? Că am pus mâna pe tine, da. Te simți incomodă?
La cine ești, îți place corpul tău? Tot timpul, uite, i-am spus că aș vrea o persoană care să aibă grijă de corpul lui și mi-a sărit să fac și același. La ce te prește să nu mergi? Așa, de una singură, fără să știu cum se ridică pilele. De una singură, dă-ți seama, sau cu prietena. Toți bărbații se uită la voi, îți găsești ce gagi vrei tu. Acolo la sală nu merg pentru asta. Din 100 de oameni, vreo 10 tot arată bine că se duc la sală de mult. Da, eu merg pentru ceilalți, merg pentru mine, să fac eu. Și de ce nu te duci? Că ești comodă cu tine. Ce-ați manifestat, Lorena, să îl pupe pe Laurențiu? Tu? Eu am glumit. Că-l pup și tu? Ar vrea să-i faci. Ce, Larisa? Acum nu-ți convine. Asta ar mai trebui. Te-ai mălit. Și tu ce ai manifestat? Păi și eu urma să spun, doar că aștepta doamna Andreea să vadă dacă e așa. Și eu l-aș cere pe George de iubit, dacă ar fi ultima mea zi în casă. Da, dar nu este ultima zi, așa că...